De ceva vreme acum mi-am dorit foarte tare să ajung să vă prezint o gamă nouă de maturatoare, cum eu cel puțin n-am mai văzut până acum. Deci o atenție la detaliu fantastică, nici nu ne-am așteptat sincer când le-am primit. Sunt niște maturatoare cu 30 de ani de garanție, din inox alimentar, bineînțeles. O să ne oprim imediat să vă arătăm detaliile care fac diferența. Hai să începem cu montajul canelei. Caneaua, o vedeți că e mai deosebită. E o canea cu 4 garnituri. Și haideți să intrăm un pic să vedeți în primul rând cum e montată. Deci ele vin demontate și se montează cu imbus. Două imbusuri aici. Garnituri. Aveți garnitură între maturator și canea și o să vă mai arătăm afară câte garnituri mai sunt, deci intră cumva într-un locaș al ei, acolo, se strânge cu imbusurile din interior, aveți o garnitură aici, încă o garnitură aici și aici mai avem o garnitură la ușița canelei, la ghilotină, care e pe toată suprafața, deci nu mai aveți posibilitatea că vă tot fuge dintr-o parte în alta, e lipită frumos pe toată suprafața ghilotinei și dacă ne întoarcem un pic cu filmat aici din față, mai avem o garnitură aici. Deci au autorizațiile necesare pentru stocare de alimente și în special făcute pentru miere. Cred că singura sau printre singurele, cel puțin noi din ce am vândut, n-am mai avut atât de multe autorizații la un maturator. Acestea au pentru alimentar, puteți stoca miere în cea mai bună condiție în miele. Canelele sunt gândite să puteți face și dozaj de miere dacă doriți. Observați că au și gândit această masă cu înclinație pentru a putea doza miere. O să ne oprim imediat și la acea măsuță să vă arăt. Bun, ce mai avem nou, deși mai există și la alte mărci, dar mai puțin, este cauciucul ăsta care închide ermetic. Deci nu veți mai avea schimb de aer între ce e în maturator și în afară. Știți că mierea, dacă umiditatea din încăpere, din câte știu eu, este peste 50, începe să tragă apă. Dacă umiditatea din încăpere este sub 50%, începe să dea apă și să se usuce mierea, între ghilimele, să se deshidrateze, dezumidifice. De aceea le și zice la containerul ăsta, la tancul ăsta de miere, zice maturatoare, nu știu cum se foloseau, probabil pe vremuri. Deci, cu aceste cleme de prindere și cu garnitura din cauciuc, o să obțineți etanșeizare completă. Vedeți, sunt patru creme pe margine și gata, l-am închis, e etanș. Putem observa un pic și modul de lucru la fundul maturatorului. Foarte rezistent, iar tabla care e folosită e groasă. Căutați pe site pentru fiecare dimensiune de maturator ce grosime, dar la oricare am încercat, inclusiv la cele mari, și imediat voi trece și vă vom zice ce dimensiuni găsiți la noi, nu se poate împinge tabla. Deci e tablă groasă, rezistentă, de aia și dau garanție. Cilindrul care îl vedeți acolo descoperit e suportul de maturator. Deci e un model unic, n-am mai văzut până acum făcute așa. Fiecare dimensiune de maturator are posibilitatea de a veni cu un suport din ăsta de maturator dacă doriți să dozați miere din maturator sau să puneți o găletușă, ceva de desubt în care să dați drumul la miere, atunci puteți să achiziționați un suport din genul ăsta. Mai au și mânere pe lateral, câte două mânere, toate vin cu standardul ăsta, canea de inox, mânere, cauciuc la izolație pentru etanșeizare, capac cu mâner, cleme. Toate vin așa. Și acum să trecem rapid prin toată gama. Deci avem 28 de kg de miere, 35 de kg de miere, 50, cred că e cel mai
cumpărat, să zic, aceste maturatoare de 50 de kilograme miere, cam la toate brandurile. 110. Observați, și aici avem acel înălțător, deci maturatorul e până aici și aici e suportul. Și cel mai mare deocamdată e 180 de kg miere în spate. Tot așa cu suport dacă se dorește. Acum mai observați niște maturatoare în spate. Sunt identice ca dimensiuni. Aici s-au fost introduse unul în celălalt. Dar dacă vă uitați, nu au canele. De ce? Fiindcă suntem în era pompelor de miere și producătorii aceștia s-au gândit de ce să nu oferim și o soluție de maturator fără canea. Fiindcă mulți folosiți pompe ca să puneți mierea în maturator sau să o scoateți din maturator și atunci caneaua efectiv nu e folosită și e un lucru în plus care costă bani. Și atunci avem la fiecare dimensiune și variantă cu canea și variantă fără canea pentru cine dorește și bineînțeles variantele fără canele sunt un pic mai ieftine, fiindcă se scade costul canelei și manopera de găurit acolo de tot. Bun, haideți să vă arăt un pic și măsuța aceasta de dozat. E o măsuță reglabilă pe care puteți frumos să vă așezați un maturator, o găleată, orice și să dozați datorită înclinației să vă curgă frumos toată mierea. Ușor din spate de la două șuruburi din astea de plastic, puteți să reglați înclinația. Acum era pe maxim, puteți să reglați și mai puțin. Așa. Cât doriți dumneavoastră, între maxim și minim. Deci veți găsi și măsuțele astea de dozat din inox. Un inox secret de vreo 3 mm la cum îl văd eu. Rezistente. Deci asta e o gamă nouă care tot am vrut de săptămâni, ceva luni, de când ne-a sosit să vă o prezint și acum am ajuns să fac această prezentare. Bineînțeles, pentru întrebări, în comentarii, la telefon, cu consultanții noștri, așteptăm întrebările dumneavoastră. Mulțumim că ne urmăriți! Mulțumim că sunteți aici. Fără dumneavoastră, magazinul nostru nu ar fi putut exista și sperăm să vă putem susține și pe viitor cu serviciile și produsele care le aducem. Sănătate multă și nu uitați, tuparu.ro înțelege pasiunea și afacerea dumneavoastră.